Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cântați Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 19 și 20. Indiferent de unde vine răul cu care te confrunți, dacă ești în Dumnezeu și ești înconjurat complet de El, trebuie să realizezi că a trecut mai întâi prin El înainte să ajungă la tine. Pentru aceasta poți să-i mulțumești pentru tot ce apare în calea ta. Asta nu înseamnă să-i mulțumești pentru păcatul care însoțește răul, ci să aduci mulțumiri pentru ceea ce El va face din el și prin el. Dumnezeu poate să facă din viața noastră o viață de mulțumire și laudă permanentă, pentru ca apoi să facă din toate o binecuvântare. Odată am văzut un om care desena niște buline negre pe o bucată de hârtie. Câțiva dintre noi s-au uitat la ea, dar n-au văzut nimic decât o înșiruire neregulată de buline. Apoi, el a mai desenat câteva linii, a introdus câteva pauze și a adăugat o cheie sol la început. Dintr-o dată ne-am dat seama că bulinele erau note muzicale și când am început să le pronunțăm, cântam: lăudați pe Dumnezeu, de unde curg toate binecuvântările, lăudați-L toate făpturile de aici, de jos. Fiecare dintre noi avem multe buline sau pete negre în viața noastră și nu putem înțelege de ce sunt acolo sau de ce Dumnezeu le-a îngăduit. Dar când îl lăsăm să intre în viața noastră și să aranjeze bulinele așa cum trebuie, să deseneze liniile pe care le dorește el și să pună pauzele în locurile potrivite ca să ne separe de anumite lucruri, atunci, din bulinele și petele negre, el va compune o armonie glorioasă. Deci, să nu-l împiedicăm în lucrarea lui glorioasă. Am fi știut noi că acordurile majore sunt dulci dacă n-ar fi existat nicio cheie minoră? Ar fi fost lucrarea pictorului frumoasă în ochii noștri, fără umbre pe pământ sau pe mare? Am fi cunoscut noi sensul fericirii? Am fi văzut noi că ziua e luminoasă? Dacă n-am fi știut niciodată ce înseamnă întristarea și dacă n-am fi privit niciodată întunericul nopții? Mulți oameni datorează măreția vieții lor dificultăților uriașe prin care au trecut. Cântați Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Amin.